Suntem antreprenori pe absolut toate instalațiile. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi am venit la acest frumos bloc cu 45 de apartamente plus 6 duplexuri. Aici noi suntem antreprenori pe absolut toate instalațiile, atât instalații electrice, termice, sanitare, gaze, de climatizare și de incendiu. Suntem într-un stadiu destul de avansat și din acest motiv turăm foarte tare motoarele. Avem aici aproximativ 20 de colegi din echipa Nexo Install care ne ajută să turăm motoarele. Haideți să vedem mai multe în interiorul blocului. Suntem la etajul 2. Avem aici alimentarea cu apă, care este din pepere verde cu inserție. Absolut tot peperul din acest bloc este verde cu inserție. Aici vom avea montate contoarele de apă, deci apometrele. Aici avem partea comună, alimentările cu electricitate pentru fiecare apartament, da? Zona comună. Și aici avem toate contoarele de la instalația de gaze. Contoarele sunt montate toate în această zonă, care va fi o zonă cu o nișă. Deci vor fi ascunse contoarele. Din acest motiv avem kilometri de țeavă de gaz, pentru că de la coloana care va fi undeva în această zonă, vom intra în fiecare contor și din fiecare contor vom pleca către fiecare apartament. Nu avem o singură ramură și ramificații către toate apartamentele cu contoare la ușă. În acel caz am fi avut mult mai puțină țeavă. Filtrele Y care filtrează apa care intră în fiecare apartament și conductele care duc către fiecare apartament. Contorul, conductă. Aceasta e coloana de alimentare cu apă din pepere verde și după cum vedeți avem 6 ramificații pentru 6 duplexuri care se vor conecta la aceste 6 conducte și vor alimenta fiecare duplex cu apă rece. Apă rece pe care o vom transforma în apă caldă prin centrala termică individuală montată în fiecare duplex. Aici sunt coloanele menajere, evacuările, canalizările interioare de la cele două băi și aici va fi o altă baie. Acest perete din gips se va închide. Nu sunt făcuți în acest bloc pereții din gips carton, doar la aceste duplexuri au fost câțiva pereți compartimentați din gips carton. Și intrăm în baia care va fi închisă. Avem cadru de WC încastrat, este de la Tece, calitate superioară. Și lavoară, alimentările către lavoar și scurgerile care duc la aceste coloane. Și dușul. Suntem în bucătărie. În acest loc se va monta centrala termică. Alimentările la centrala termică cu apă rece sunt și turul-returul sunt din PPR, însă turul-returul se vor duce în distribuitor și din distribuitor vom pleca în toată încălzirea în pardoseală, care este din conducte Hertz, PEX, foarte bun, calitate superioară. Și instalația electrică, după cum vedeți, am executat-o pe la partea superioară. Dozele sunt marca Gevis, iar aparatajul, atât întrerupătoare, cât și prize, sunt marca Biticinomatics, adică calitate superioară. Am constatat că este un pic de dezordine aici. Colegii noștri de la instalații văd că au lăsat ceva copex și conducte și voi veni în această seară fără să-i anunț să vedem dacă vor curăța complet locul în care lucrează. Și după cum văd, au montat tâmplărie Salamander, adică calitate foarte ridicată, cu două camere, geamul. Și știu eu de la un prieten care are o fabrică de termopane că Salamander au această îmbinare a tâmplăriei cu sudură care nu se vede. Ceea ce e rar întâlnit în România. Știu că Veca mai face așa ceva. În această zonă se va monta unitatea interioară de la aparatul de aer condiționat. Acesta e traseul frigorific. Unitatea interioară se va pune la partea superioară aici. Iar în exterior se vede de asemenea traseul frigorific executat de noi unde vom monta unitatea exterioară. Am tras direct cablul pentru aer condiționat, pentru a nu mai trage o priză. Se va conecta direct și aici avem evacuarea condensului de la aer condiționat. Am avut niște provocări în ceea ce privește evacuarea condensului și evacuarea apei menajere, întrucât este un duplex și am avut niște trasee foarte lungi. Este o provocare pentru a respecta panta necesară, de aceea vom fi nevoiți să ridicăm șapa puțin mai sus. Important de menționat că în acest bloc dezvoltatorii au
executat prin noi, bineînțeles, toate traseele frigorifice pentru toate încăperile sunt aparate de aer condiționat, atât single split cât și multi-split, și mai important este că dezvoltatorul plătește și montează, furnizează toate aparatele de aer condiționat din toate încăperile. Deci cei care vor cumpăra nu vor trebui să-și monteze ca în alte blocuri singuri aparatele de aer condiționat. Ele ar fi trebuit să fie gri, dar cei de la gri au în acest moment niște probleme cu stocurile pentru multisplit-urile de aici și cred că ne vom îndrepta spre Hyundai. După cum vedeți, această doză pentru priza TV este puțin mai ridicată, este puțin mai sus, pentru a putea ascunde beneficiarul cablurile în spatele televizorului. Nu va fi nevoie să venim cu cabluri suplimentare. Avem aici cablu cu ATV pentru TV și urmează echiparea cu aparate, prize întrerupătoare BTC-Nomatics. Distribuitorul, colectorul pentru încălzirea în pardoseală, vedeți conductele PPR care îl alimentează și conductele PEX Hertz care încălzesc tot apartamentul. Unde ați mai văzut în zona Dristor scări din marmură? Această marmură, chiar dacă nu e acoperită, nu o să se zgârie în acest șantier până se va finaliza, deoarece este o marmură de înaltă calitate. Aici este punctul de reglare, până aici avem presiune redusă și vom pleca cu presiune joasă cu coloana noastră de gaze de 4 țoli, pentru că avem aici 51 de apartamente și coloana se va reduce telescopic până la ultimul etaj. Acest bloc este construit cu extrem de multă responsabilitate. Noi nu vom promova niciodată o clădire în care noi lucrăm și considerăm că nu trebuie promovată. Cred că toate apartamentele s-au vândut, însă aceiași dezvoltatori construiesc pe Rebreanu 30 un mastodont de 170 de apartamente, construit la fel de bine și frumos ca acesta. Vă recomand să intrați pe site-ul lor în situația în care doriți să vă achiziționați un apartament și până data viitoare nu uitați să salvați planeta!